cu tine n-o să mai am nicio treabă niciodată. Orice s-ar întâmpla. Bă, nu știu care mă sună noaptea la 5 dimineața să-mi spună că mă adoră și mă iubește. Hai la bă, du-te, bă, băiatule. Eu nu mă dau zmeu. Bă, zmeu mă faceți voi, mă, că voi induceți toate chestiile astea. Eu n-am adus nimic. Vorbești cu mine, că tu ai fost cu mine în relație. Vorbesc în 5 minute, taci un pic. Cum vrei să-ți dau răspuns când ai tu chef? Nu! Ți-l dau când o să vreau eu, nu când o să ai tu chef. Niciodată. Îți promit. Mai ai ceva să-i transmiți? Da. Ignor total. A fost ceva între noi? De ce ești ipocrit? De ce taci? Pentru că îți meriți poziția asta. Romeo e cu Andreea, pa la revedere, se ia da la ra. Fata, după ce m-am pupat cu Mariana la favoriți, dacă mai vine. Care favoriți? Taci, mă! Auzi, Andrei, aștept o fată nouă în casă? De ce, domnișoara Cristina, știți ceva? Ca să fie clar, eu cu tine n-o să mai am nicio treabă niciodată. Orice s-ar întâmpla. De ce mă caut? De ce îmi dai mesaj? Păi lasă-mă, domnule! Dacă te voiam, crede-mă că te-am întors de 3 ori. De 3 ori te-am întors și ai vrut să fii cu mine. De 3 ori. Deci dacă voiam, eram cu tine. Să înțeleg că sunt singura fată care ți-a dat cu flit. Stai liniștit, Romeo, că Andreea, dacă începi cu din alea și tu, dacă începi și tu cu din alea, cu femeia fatală și cu din alea, Andreea. Hai, te rog, Romeo, să fii ok și să nu mai... Nu știu care, băi, este ea, nu știu care a plâns pe aici și din alea. Nu contează, eu am plâns pentru că așa m-am descărcat, eu n-am plâns din cauza ta. Și să fim sinceri, hai să o lăsăm așa, că am fost prea fetiță cu tine. Ce am avut eu un discuție și am zis eu... Gen, mama, Maria, gen, e că ea a renunțat, asta e toată. Și tu ai spus aseară același lucru în mesaje. Cine, Andreea? Păi da, ți-am zis că ești o fată bună. Bine, ok. Ok, și îmi susțin părerea. Nu vreau să mai avem discuții, că voi, domnule, că Romeo, că gata. Nu înseamnă că dacă nu te-am... Stai liniștit, că nu-ți mai dau atenție, băiatul meu, gata. Nu înseamnă că dacă nu te-am vrut, nu ești o fată bună. Ești o fată bună pentru altcineva. Nu, mai vrut aici. Dar de ce nu rămâneți prieteni, mă? Ce legătură are? Dar nu am ce să rămân cu cineva ca el. Tu nu vezi că mă denigrează? Cum să rămân eu prieteni? Cu ce te-ai denigrat? Hai, lasă. Cu ce te-ai denigrat? Acum mă înjură, acum vrea să vorbesc. Dar cu ce te-am înjurat, bă, femeie? Bă, tu numai tu, uite-te, știi cum percep. Când am înjurat-o? Cu ce te-am înjurat? Stai că mă întreb eu. Când am avut niște discuții pe conexiune, mai nu mai știu când. Bine, ați trecut peste asta, Seia, ați vorbit, nu? După ce când a venit înainte să-i trebuie. Bă, nu știu care mă sună noaptea la 5 dimineața să-mi spună că mă adoră și mă iubește. Hai, lasă, du-te, mă, băiatule. Păi da, vezi adevărul, care mesajele. Lasă, lasă, că mai aduce de asta că știu, uite deja. Cred că ești naturală, văd că ești o fată frumoasă naturală, zic eu. Mulțumesc. Asta e adevărul, nu știu, sau cel puțin în ochii mei eu așa te privesc pe tine. Probabil că alții nu au... Nu știu. Adică mie mi se aprind călcâiele un pic când văd așa. Știi ce zic? Înțelegi ce zic? Ai înțeles? Și așa. Dar bine, acum e... Lasă... Măi, bă, mi-e foarte cald. Tu ai păr de la... Nu mai am. Nu mai am, aveam. Camera! Camera, ia uite la noi! Camera! 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 Uită-te un pic la mine! Camera! Auzi, avem voie să facem un pic de mișto de codruț? Și o merită oricum, și tu știi bine. Vrem niște cătușe și să legăm de mâini și de picioare, de mâini și de picioare cu niște scoci. Și să-l trimitem pe Maia, cum îl cheamă, pe băiatul nou, în camera roșie, ca să stea cu el acolo. Pot? Cu o fată mă lași, nu? Maria, știi foarte bine contextul în care el a spus eu cu ăsta vreodată și am zis la mișto, dacă vin în fața ta, te topești. Și domnul Jacăstin au zis, sau care a zis, sau chiar tu ai zis, hai mă, hai dacă ai curaj, hai mă, și am venit să-i demonstrez,
Și am venit să-i demonstrez, și am venit să-i demonstrez că nu e chiar așa cum zice ea, că ea, ea pe, eu pentru ea nu știu ce. În momentul când am pupat-o, s-a întors înapoi la mine. Pe asta a fost. Pentru că era drag de mine. Și mi-ai dat Romeo, i-a plăcut mult de tine. Păi știu. Păi și asta este un lucru rău, despre ce vorbim? Dar n-am zis că este un lucru rău, ce ai? Ce tot ești așa înfuiat, mi-a plăcut, mi-au plăcut și gata, nu mai, nu mai îmi placi, gata, te-ai dus. Băi, ăsta e modul meu de a vorbi, cum avea și George, un mod de a vorbi, avea o tonalitate mai înaltă. Și tu că Romeo, gata. Nu înseamnă că m-a foarte fericit. Până acum n-ai comentat la adresa lui Seia. Tu ești bărbat adevărat, în fața mea. Sunt foarte... Până acum n-ai comentat la adresa lui, ai văzut că începe ceva serios cu altă fată, te-a zis. Din momentul ăla, gata. Seia, sunt foarte fericit cu femeia pe care mi-o doresc, adică cu Andreea, vreau să o cunosc. Nu te mai vreau, gata. Acum, acum când vezi și tu că devine treaba mai serioasă între ei, te arăți frustrările, îi deranjează. Dacă nu te doare, de ce mai... Tu ai fost cea care m-a blocat de vreo trei ori, m-a deblocat, m-ai sunat la 5 dimineața, mi-ai scris de nu știu câte ori. De ce mi-ai lăsat să te pupi atunci? Despre ce vorbim? Despre ce vorbim, Romeo? Ești penibil, ești penibil. Eu sunt cel penibil. Da. Nu cred, tu ai fost penibil în momentul când, în momentul când din frustrare m-ai votat în gală la eliminat. Eu nu mă cobor la nivelul tău, gata, haide să o încheiem așa. Tu ai fost aia penibilă în momentul când m-ai votat la eliminare. Pentru că așa am vrut, dar ce trebuie să nu te votezi? Tu ai fost frustrată, cum poți să zici că placi un bărbat și tu îl votezi la eliminare, indiferent de circunstanțe? Cine ești tu să nu te votezi? Eu pe tine votez. Bă, dar n-am treabă, eu n-am treabă. Dacă vin, bă, nu am nicio treabă, puteți să mă votați toate, că n-am nicio treabă, mă duc acasă mâine cu capul sus, n-am nicio problemă cu asta. Eu zic că tu din frustrare m-ai votat. Cum poți să zici că placi un bărbat și tu te duci și îl votezi? Indiferent de circunstanțe. Indiferent de circunstanțe, eu te-aș fi votat. Ce? Păi, da, eu nu te-aș fi votat și dacă voiam să fii votată, te votam toți, dacă vrei să știi. Nu chiar cu el. Ce ai vorbit? Spuneai că e viața ta, inima ta, cum te-am care e problema ta? Păi tu care e problema ta? Păi tu spui că te amuzai. Eu, eu. Păi tocmai spui că te amuzai, dar tu îi spuneai că e viața ta, inima ta. Dar care e problema ta? Păi nu am nicio problemă, tu nu vezi că te vezi singură, te păcălezi singură, ești capșnic. Vorbeam cu tine în momentul ăsta. Și să vă... Frată, nu? Din instinct. Sper că am încheiat acest subiect, nu mai vreau să se discute pe tema. Da, Seu, n-am nicio problemă, n-am încheiat subiectul ăsta cu tine, stai liniștită. Gata! Deci vreau să facem ceva lui Codruță, luăm în legăm de mâini și de picioare cu scoci și așa mai departe, scoci și așa mai departe. Și tu te duci cu el în camera roșie și începi să te dai la el, dar să vedem cum reacționează. Te rog! Vreau să mă, ți-am spus că vreau să mă răzbun. La ochi? Și de mâini și de picioare și cu... Eu ce să-i fac? Să te dai la el, să-l mângâi și să vezi cum reacționează. Hai. Să vezi dacă îi place, da? Bine. Ți-am luat și de 8 martie un buchet de flori bine, alb. Bine, nu am nevoie pentru a de vedea că nu am nimic personal cu tine. Seia, auzi, Seia, dar te-ai și postat. Ai și postat. Te rog frumos, păi, gata. Ai și postat acel dacă buchet de două ori. Trandafirii. De două ori l-ai postat. Uite, Seia, îți spun și eu. Îmi plac trandafirii și florile n-au nicio vină. Păi să vină la mine, de ce? Dacă atât de mult... Florile n-au nicio dacă atât de penibil sunt și atât de nu știu ce, îți florile de la mine, adică e gestul făcut de mine. Ai postat de două ori. Deci florile n-au nicio vină, da? Tu așa că nu te mai dai zmeu pe aici, că nu ești niciun zmeu. Eu nu mă dau zmeu. Bă, zmeu mă faceți voi, mă, că voi induceți toate chestiile astea. Valoare, nu am adus nimic. Tu ai adus prea mult în seamă. Tu ai adus în discuție și de Mihaela, că nu știu ce, că Mihaela ți-a scris, că nu știu ce. Eu n-am adus în discuție în emisiune nimic. Eu n-am adus în discuție în emisiune nimic. N-am venit niciodată. N-am venit niciodată. Să te comporți civilizat, pentru că eu nu ți-am făcut nimic. Au, și eu am făcut ceva, vorbim. Cel mai josnic bărbat mi-ai zis. Că ți-am hai zis, că gata, m-am dat valoare la amândoi, gata. Ce ai, bă, mare valoroasă ești. Este valoare, nu? Da, da, mulțumesc. Seia, mulțumesc frumos că mi-ai dat cu... Dacă așa mă simțeam, mă simțeam atât de fără valoare. Și la mult prea finuță cu tine și tu știi treaba asta, da? Hai că, Seia, nu te supăra. Hai să fim oameni și să nu... Chem la nunta mea și Andrei să ne cânți. Atât am de spus să fii om. Toate diamantele o să vii să ne cânti la nuntă. Vreau să spun să nu... Bine, bravo! Atât. Nu cânt. O să-ți cânte nu, și eu vreau să o punem domnișoară de onoare. Îți cânt la... Atunci îți cânt. Andrada! La mărântare! La mărântare cânt. Atunci îți cânt. Da, stai liniștit că e greu, e greu cu mine cu astea. Stai cu minte. Trebuie să iei... Acum de la... din 30 în sucă. Vezi că, vezi că ți-a ajung alea la genunchi, stai caută-le! Stai cu minte! Am zis caută-le pe la genunchi. Să stai liniștit! Dacă îmi zici o chestie. Să mă lași în pace, că eu nu sunt genul de femeie,
care să înjur să vorbesc foarte urât, că nu vreau să ajung în postura asta. Aoleu, rog, pe mai înjura mai făcut în toate felurile. Tu? Da, mai înjura și mai făcut în toate felurile. Înjurai pe aici de mama focului. Dacă mă enervezi foarte tare, păi atâta vreau să enervez, nu mă enervezi. Să ești genul ăla de femeie. Frumos, da. Așa că nu mai fi penibil, Romeo, te rog eu mult de tot, nu mai căuta băgare de seamă cu bă, mine, dacă gata. Nu știi să faci diferența dintr-o ironie și o realitate, hai, lasă-mă, pare foarte... Păi tu treabă? Ești ironic nu cu toate femeile, o să vadă și fata pe poate nu sunt cu toate, dar cu tine am fost. Am lăsat tot ce am avut. Ăsta e felul tău, nu o să te schimb niciodată, stai liniștit. Știi ce, ți-e ciudă? Vrei să fii tu ironică ca mine? Doamne, ferește, cu un om ca tine, mai eu bine plec din trio ăsta, că mi-a dat prea multă valoare. Mai bine eu singură și cu un deget, stai liniștită decât cu tine. Păi așa o să rămâi, te pup. Prima dată vreau să vă analizez, să văd și care... Fizic, toate sunteți frumoase. Toate, nu există una, mai ales eu. Dacă îmi văd caracterul, de exemplu, pe Maria, nu o să mă bag în viața mea cu o fată de genul. Egal că... Dar uite că și tu ai unele momente în care exagerezi. Dăm un exemplu. Uite, de exemplu cu Maria. De ce nu ai lăsat-o să termine ce a avut de vorbit și după aceea dai și tu ea să nu face, ea nu face lucrul ăsta de șapte... Ea face lucrul ăsta de șapte luni de dar zile. Dar ea nu este de șapte luni de zile în casă. Ce fac? Dar nu e cu tine. Cum? A crezut că vrea să-mi facă mie ceva. Tu asta ai făcut, tu m-ai înjosit în fața tuturor fetelor. Uite-te că toată lumea din casă zicea, bă, cât e de geloasă să ia băieții, toți zicea, bă, dar ce are să ia? Da, pentru că așa sunt eu, dar ce să ia? Dacă îmi place de un bărbat, ce să fie geloasă? Da, dacă îmi place de tine cu adevărat, eu vreau să fii pentru mine și atât. Da, dar nu poți să închizi, auzi, eu nu vorbesc de mine acum. Ți-am spus de la început, de ce pot ai încercat să te joci cu mine? Nu poți să fii așa cu un bărbat, nu poți să fii așa, că nu poți să-l închizi într-o cușcă. Romeo, dacă tu ai văzut, ascultă-mă puțin, dacă tu ai văzut încă de la început, că eu sunt așa, de ce tot ai continuat cu asta? Păi băi, Isea, n-am avut o relație cu tine, eram în faza de cunoaștere, mă gândeam că ai avut și tu o ieșire. De ce ai făcut pași? Hai să ne cunoști. De ce ai făcut pași? Pentru că mi-a plăcut de tine, mi-a plăcut de tine. Știu că așa de la început și n-am făcut numai o dată, a încercat de două, trei. Da, știu asta, ascultați-mă un pic, nu are nicio treabă. Vorbești cu mine, că tu ai fost cu mine relație. Vorbesc în 5 minute, face un pic. Cum vrei să-ți dau răspuns când ai tu chef? Nu! Nu! Ți-l dau când o să vreau eu, nu când, când o să ai tu chef! Tu ai niciodată! Îți promit! Mai ai ceva să-i transmiți? Da! Ce? Ignor total! A fost ceva între noi? De ce ești ipocrit? De ce taci? Pentru că îți meriți poziția asta! Andreea Palare, vedere, se ia, da-ra-ra! Se vadă după ce m-am pupat cu Mariana la favoriți, dacă mai vine. Care favoriți? Taci, mă! Auzi, Andreea, aștepți o fată nouă în casă? De ce, domnișoara Cristina, știi ceva? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.